Stimați telespectatori, Hristos a înviat. Ne bucurăm că și în seara aceasta suntem împreună înaintea Cuvântului lui Dumnezeu. Ca de fiecare dată am vrea să ne detașăm de orice grijă lumească, așa cum spunem înainte de a preface pâinea și vinul în trupul și sângele Domnului, spunem toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm. Așa și în seara aceasta aș dori ca toată grija cea lumească să o lepădăm de la noi și în seara aceasta să stăm cu sufletul nostru deschis larg și cu inima noastră deschisă larg înaintea lui Dumnezeu. Să lăsăm pe Dumnezeu să vină și să ne dea hrana cea mai bună. Să ne umple sufletul nostru de bucuria cerului, de bucuria duhovnicească, de bucuria împărăției Fiului, dragostei lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Tema din seara aceasta este o temă importantă pentru că nu putem să viețuim, nu putem să trăim pe pământul acesta fără lumină. Ori Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta să fie lumina lumii și El este lumina, lumina cea adevărată, lumina cea neapropiată, lumina cea care luminează orice om care vine în lumea aceasta. Textul pe care îl vom auzi duminică la Sfânta Biserică se află scris de către Sfântul Evanghelist Ioan în capitolul 9. Un întreg capitol, un capitol lung, dar care ne învață atâtea lucruri importante care pot să ne ajute pe fiecare dintre noi să trăim o viață după Sfântă Voia lui Dumnezeu. Aș vrea să citim textul și apoi, împreună cu invitatul nostru, ca de fiecare dată, vom sta asupra acestui text și vom învăța lucruri importante, lucruri frumoase, lucruri și comori nebănuite de noi din Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Și trecând Iisus a văzut un orb din naștere și ucenicii l-au întrebat, zicând, învățătorule, cine a păcătuit? Acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus a răspuns, nici el n-a păcătuit, nici părinții lui. Și s-a născut așa să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Trebuie să fac până este ziua lucrările celui ce m-a trimis pe mine, că vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Atât cât sunt în lume, lumină a lumii sunt. Acestea zicând, a scuipat jos, a făcut tină din scuipat, a uns cu tină ochii orbului și i-a zis, mergi, de te spală în scăldătoarea Siloamului, care se tâlcuiește trimis. Deci s-a dus, s-a spălat și a venit văzând. Iar vecinii și cei ce l-au văzut mai înainte că era orb ziceau, nu este acesta cel care ședea la poartă și cerșea? Unii ziceau, el este, alții ziceau, nu, ci seamănă cu el, dar acela zicea, eu sunt. Deci îi ziceau, cum ți s-au deschis ochii? Orbul a răspuns, omul care se numește Iisus a făcut tină, a uns ochii mei și mi-a zis, mergi la scăldătoarea Siloamului și te spală. Deci, ducându-mă și spălându-mă, am văzut. Zisa lui, unde este acela? Și el a zis, nu știu. L-au dus la farisei, pe cel care fusese oarecând orb. Și era sâmbătă în ziua în care Iisus a făcut tină și i-a deschis ochii. Deci, iarăși l-au întrebat fariseii, cum ai văzut? Iar el le-a zis, tine a pus pe ochii mei și m-a spălat și văd. Deci, ziceau unii din farisei, acesta nu iese de la Dumnezeu, fiindcă nu ține sâmbăta. Iar alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Și era dezbinare între ei. Au zis deci orbul iarăși, dar tu ce zici despre el? Că ți-a deschis ochii. Iar el a zis că proroc este. Dar iudeii n-au crezut despre el că era orb și a văzut până ce n-au chemat pe părinții celui ce vedea. Și i-au întrebat zicând, acesta este fiul vostru despre care ziceți că s-a născut orb? Deci, cum vede el acum? Au răspuns deci părinții și au zis, știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. Dar cum vede el acum? Noi nu știm. Sau cine i-a deschis ochii lui? Noi nu știm. Întrebați-l pe el. Este în vârstă? Va vorbi singur despre sine. Acestea le-au spus părinții lui pentru că se temeau de iudei, că iudeii puseseră acum la cale ca, dacă cineva va mărturisi că el este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui, este în vârstă, întrebați-l pe el. Deci au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis, dă slavă lui Dumnezeu,
Noi știm că omul acesta este un păcătos. A răspuns deci acela, dacă este păcătos, nu știu. Un singur lucru știu, că am fost orb și acum văd. Deci i-au zis, cum ți-a făcut? Cum ți-ai deschis ochii? Le-a răspuns, v-am spus acum și n-ați auzit. De ce voi să auziți iarăși? Nu cumva voi să faceți și voi ucenicii lui? Și l-au ocărât și i-au zis, tu ești ucenic al aceluia, iar noi suntem ucenici al lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, iar pe acesta nu știm de unde este. Și a răspuns omul și le-a zis, tocmai în aceasta este minunea, că voi nu știți de unde este și el mi-a deschis ochii mei. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar de iese cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Din viac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. De n-ar fi acesta de la Dumnezeu, n-ar putea să facă nimica. Au răspuns și i-au zis, în păcate te-ai născut și tu ne înveți pe noi și l-au dat afară. Și Iisus a auzit că l-au dat afară și găsindu-l i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a zis, dar cine este, Doamne, ca să cred în El? Și a zis Iisus, l-ai și văzut și cel ce vorbește cu tine, acela este. Iar el a zis, cred, Doamne, și s-a închinat lui. Și a zis Domnul Iisus, spre judecata am venit în lumea aceasta, ca cei ce văd să... cei ce nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Și au auzit aceasta unii din farisei care erau cu el și i-au zis, oare și noi suntem orbi? Iisus le-a zis, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, noi vedem, de aceea păcatul rămâne asupra voastră. Iată, dragii mei, așa cum am spus, un text lung, 41 de versete. Dar am ținut să citesc tot textul pentru că și așa citim destul de puțin și măcar la această emisiune să auzim tot ceea ce vrea Dumnezeu să ne spune de fiecare dată. În acest text, în acest capitol, avem în față o minune extraordinară prin care Domnul Iisus Hristos ne arată că El este creatorul trupului omenesc. Și mult mai mult decât atât, El este lumina lumii. Și avem aici trei planuri, trei tablouri, am putea spune. În primul plan, în primul tablou, vedem cum Domnul îl vindecă pe acest orb din naștere. În al doilea tablou, vedem cum fariseii și orbul vindecat de data aceasta, împreună cu părinții, au o discuție, o dispută. Și în al treilea tablou, vedem cum Domnul îl vindecă pe acest om și de orbirea sufletească și aduce mântuirea sufletului. Așadar, avem lucruri frumoase și aș vrea, împreună cu invitatul nostru, căruia îi spunem bun venit, teologul Vasile Dănilă, să discutăm, să analizăm acest text. Stați înviat și... adevărat că înviat. Bine v-am găsit. Mă bucur că suntem din nou împreună. Mă bucur că avem ocazia aceasta de a privi la Cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur că Domnul Iisus Hristos, ca Mântuitor și ca lumină a lumii, iată, se apleacă spre o nevoie a unui om oropsit, însă în planul acesta și în tablourile care ni le-ați descris, observăm că de fapt sunt mai mulți orbi. Noi vorbim în pericopa evanghelică din seara aceasta despre vindecarea unui orb din naștere, dar iată că ne este descoperită prin această evanghelie și un alt tip de orbire prin care fariseii, măcar că era Hristos, era lumina lui Dumnezeu, și dacă ne aducem aminte cum ne relatează Sfântul Evanghelist Matei în cartea sa, când Domnul Iisus a auzit că a fost închis Sfântul Ioan Botezătorul, spune Cuvântul lui Dumnezeu că s-a dus de a locuit în Capernaum. Și acolo la Capernaum, ținutul lui Zabulon și lui Neftali spune că a răsărit o mare lumină. S-a dus în ținutul acela și prezența lui a produs o mare lumină de conștiință pentru oamenii din ținutul acela.
țara și ținutul care era în latura și umbra morții, lumină le-a răsărit. Spune Sfântul Evanghelist, iată că lumina era în lume, cum precizează și Sfântul Evanghelist Ioan, lumina era în lume și oamenii n-au cunoscut-o. Era Hristos acolo împreună cu ucenicii și locuia printre ei și ei nu l-au recunoscut. Este un alt tip de orbire. Dar Evanghelia din seara aceasta este atât de bogată și frumoasă și trebuie să o luăm așa. Așa cum am spus de la început, aș vrea în prima parte a emisiunii noastre să vorbim de vindecarea trupească, de ceea ce s-a întâmplat cu acest om care era orb din naștere. O boală grea, o boală cumplită, o boală incurabilă, am spune noi, să fii orb din naștere, să ajungi la o vârstă matură, să nu vezi lumina. Iată cât de importantă este lumina. Așa, lumina aceasta trupească, așa cum spune Domnul în predica de pe munte, spune, ochiul este luminătorul trupului. Dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va rămâne în păcat. Însă aș vrea să ne oprim chiar la primul verset, la faptul că Domnul a venit și s-a oprit lângă acest orb. Și aș vrea să citesc câteva versete din plângerile lui Ieremia, ca să înțelegem și cred că, dragii mei telespectatori și iubiți telespectatori, cei care vă rugați pentru noi, cei care sunteți de fiecare dată împreună cu noi, cred că cu toții recunoaștem și știm că noi astăzi suntem în viață datorită bunătății lui Dumnezeu. Și spune prorocul Ieremia aici, iată ce mă face să mai trag nădejde și să mai sper. Este că milele Domnului sau bunătățile lui nu s-au sfârșit și că milostivirile lui nu încetează, ci se înnoiesc în fiecare dimineață față de noi oamenii și credincioșia lui Dumnezeu este atât de mare. Iată, dragii noștri, de aceea încă suntem în viață, pentru că bunătățile lui Dumnezeu nu s-au sfârșit față de noi. Și spune aici primul verset, și trecând, Iisus a văzut un orb din naștere. Iată ce lucru important și ce lucru frumos și care ne arată că bunătatea lui Dumnezeu este cea care se oprește lângă noi când ne vede neputința noastră. Nu trece nepăsător față de greutățile și față de problemele care întâmpină omul în parcursul vieții lui. Printr-unul dintre proroci spune Dumnezeu că ar putea cel ce a sădit urechea să nu audă sau ar putea cel ce a făcut ochiul să nu vadă. Nu se putea să treacă Domnul Iisus pe lângă această situație, chiar dacă ceilalți au început, ați văzut din cuprinsul Evangheliei, că au început apostolii să întrebe. Deci, omul când nu poate să facă nimic, își dă cu părerea. Face știință și își dă cu părerea. Cine a păcătuit? El sau părinții lui? Sau de unde îi se trage lucrul acesta? Dar iată că Domnul vede. Chiar dacă în primul verset doar vedem acest aspect, că Domnul observă lucrul acela, poate mulți au trecut pe lângă orb, mulți au clătinat din cap și mulți au spus, trage păcatele cuiva, că era în Israel credința aceasta, pentru că chiar și din Evanghelia aceasta spun farisei, tu te-ai născut cu totul în păcat și vii să ne înveți pe noi, când îi răspund la replicile sale. Iată că Domnul Iisus vede, în primul rând, dacă putem să punctăm acest lucru, Domnul ne vede. Vede și că ești orb, vede că și dacă ești șchiop sau dacă ai o altă problemă fizică, dacă ai o problemă, sufletească, o durere sufletească, o lipsă, o nevoie, totdeauna să țineți cont lucrul acesta. Domnul vede. Domnul vede. Așa cum a spus și ucenicii, se gândeau când au văzut pe acest om orb din naștere,
se gândeau că este o consecință a unui păcat, a lui sau părinților, și îl întreabă pe Domnul, cine a păcătuit de s-a născut om, el sau părinții lui? Și vedem aici un răspuns interesant. Domnul spune, nici el, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se vadă în el lucrările lui Dumnezeu. Însă aș vrea să ne oprim la versetul 4. Trebuie să fac până este ziua lucrările celui care m-a trimis pe mine, că vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Acest verset clarifică și este un verset important pentru că nu numai Domnul vrea să ne învețe și pe noi, că atâta vreme cât suntem în viața aceasta, cât avem lumina vieții în noi, trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu. Că vine moartea sau noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Și aș vrea să învățăm și îi spune mai departe, că sunt în lume, lumină a lumii sunt. Și ne aducem aminte de ceea ce spune Domnul în Evanghelia după Matei, în capitolul 5. Ce le spune ucenicilor și prieteni, ne spune și nouă, de fapt, și mulțimilor care l-ascultau în acea ilustră predică de pe munte. Eu sunt lumina lumii, dar spune acum, voi sunteți lumina lumii. Și zice aici, că sunt în lume, lumina lumii sunt. Și acum Domnul așteaptă ca noi, cei care îl urmăm, să fim lumină a lumii. Adică să luminăm în jurul nostru. El, Domnul, este lumina cea adevărată. Și lucrul acesta nu se poate contesta. Noi, câtă vreme și cât stăm în prezența Domnului și stăm lângă Domnul și ascultăm de Domnul, atunci primim lumină de la Domnul. Și noi suntem doar, reflectăm din lumina Domnului. Dacă creștinii sunt lumină pentru lume, atunci ei nu o au în sinea lor de la ei, ci de la Domnul. Câtă vreme suntem lumină, suntem cu Domnul, atunci suntem lumină. Și atunci această lucrare extraordinară pe care noi trebuie să o facem, să căutăm, să stăm cât mai mult lângă Domnul și să lucrăm și noi lucrările Domnului. Pentru că, după cum Domnul spune, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Tot la fel trebuie să mă însușesc și eu acest trebuie. Trebuie să nu stau nepăsător de față de cuvântul lui Dumnezeu, față de voia lui Dumnezeu. Trebuie. Și atunci, armându-mă mental și sufletește, îl urmez pe Domnul. De fapt, spunea Domnul în discuția care a avut-o cu ucenicii înainte de patim, tot în Evanghelia după Ioan, capitolul de la 13 la 17, acolo are mai multe discuții Domnul cu ucenicii și spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Nu putem să fim lumină, oricât de mic ar trebui să fim noi sau oricât de puțin am lumina noi, fără Dumnezeu, fără Domnul Iisus Hristos. El este lumina lumii. El este cel care ne poate lumina viața, dar apoi ne cere sau de fapt este o condiție sau un semn, am putea spune, sau o dovadă că l-avem pe Domnul în noi. Dacă l-avem pe Iisus Hristos în viața noastră, noi luminăm în jurul nostru, că El îi lumină. Și lumina lui Hristos, așa cum spune Sfântul Pavel, zice, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și dacă Hristos trăiește în noi, El îi lumină și noi lumină și noi la rândul nostru. E un lucru natural. Dar atâta vreme cât amestecăm lumina cu întunericul, sau de fapt nu putem să le amestecăm, că nu pot să locuiască împreună, dar noi credem că putem să trăim și în lumină și în întuneric. Ne înșelăm fiecare. Trebuie să ducem și chiar mă gândeam să spun telespectatorilor noștri că cea mai mare bătălie, dragii mei, care se dă în universul acesta este lupta dintre rău și bine. Lupta dintre întuneric și lumină. Și depinde de fiecare. Ce alegem? Dacă alegem să îl părăsim pe Dumnezeu, să ne străinăm de Dumnezeu, noi singuri ne izolăm. Noi ieșim din lumină și intrăm în întuneric. Dar dacă noi stăm de partea lui Dumnezeu, stăm lângă Dumnezeu și lăsăm pe El să locuiască noi, atunci nu avem cum să trăim decât o viață de lumină, o viață de bunătate, o viață de dreptate, o viață de adevăr, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel la Efeseni. În capitolul 5 spune că roada luminii stă în orice bunătate, dreptate și adevăr. Așadar, dacă avem bunătate, dreptate și adevăr, noi avem roada luminii. Vedeți? Lumina dă roade. Adică lumina se vede. Lumina nu poate să fie ascunsă.
Mi-am adus aminte cum începe Sfânta Scriptură, Vechiul Testament. Începe așa. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul și apoi spune Dumnezeu la un moment dat să fie lumină. Să fie lumină. Și dacă Dumnezeu încă de la început a văzut că lumina este bună și a cerut, Dumnezeu a cerut să fie lumină și a fost lumină, iată că putem să spunem și noi lucrul acesta, să fie lumină. Pentru că e necesară. Lumina arată fapte. Lumina arată persoane. Lumina arată lucruri. Nu tot ceea ce vedem, vedem datorită luminii. Și Dumnezeu încă în prima zi a făcut lumina. De aceea și Domnul Iisus Hristos a venit și s-a prezentat ca lumină a lumii și să fie lumină. Știți cine caută întunericul? Cred că știți. Oameni care au ceva de ascuns. Domnul Iisus spune în Evanghelie după Ioan, nu vin la lumină ca să nu li se vadă faptele lor rele. Dacă ai ceva de ascuns, atunci fugi de lumină. Noi, ca fii ai luminii, cum ați citit, trebuie să venim la lumină, să stăm în lumină, să se vadă faptele noastre. Lumina ne arată ceea ce suntem, ceea ce purtăm sau cum suntem, cum umblăm. Iată că este foarte necesară. Dacă mai permiteți, gândindu-mă la orbul acesta, care din naștere, care n-a cunoscut lumina, el a trăia într-o dependență totală de cineva. El nu cunoștea culoarea, nu cunoștea, știu eu, anumite lucruri care nu se puteau pipăi, doar lucruri pe care le putea atinge, le putea cunoaște cumva sau să le numească cumva. Cunoștea gustul, dar nu cunoștea, știu, forma sau alte lucruri pe care ne încântă ochiul. A fost, pe de o parte, un defavorizat și marginalizat și a ajuns sărac, pentru că cerșa, omul acesta era un cerșetor, era dus și cerșa. A auzit zgomote, a auzit gălăgie, multe lucruri cunoștea, dar nu le putea înțelege pe deplin. Și e foarte greu să spui unui orb să vezi, pentru că nu știe ce e aia unui orb din naștere. Cum l-ai spune cuiva să înțeleagă dacă nu poate să înțeleagă? Așa a fost și omul acesta. Grea stare, adâncă stare. Dar ce ziceți de stare de orbire sufletească? Cum ar putea cineva să înțeleagă lucrurile lui Dumnezeu dacă nu le vede? Sau era Hristos acolo, mă repet, era Fiul lui Dumnezeu, era Dumnezeu întrupat acolo și nu-L vedeau. Erau specialiștii legii, specialiștii revelației și nu-L cunoșteau. Nu știm, noi nu știm cine este omul acesta. Nu știm de unde a venit. Ei declară în textul acesta. Nu știm. Așa, după cum am spus încă de la început, Domnul este creatorul trupului și El a putut să refacă ochii acestui om. Însă este și mântuitorul sufletului. Și cel care poate să aducă sănătate trupului, poate să aducă sănătate și sufletului. Și cel care poate vindeca de orbirea trupească, poate vindeca și de orbirea sufletească. Însă, îi un lucru aici de care trebuie să ținem cont. Domnul Iisus Hristos nu face aceste lucruri fără voia noastră. Dacă noi nu deschidem, El stă la ușa inimii noastre. Stă înaintea vieții noastre și bate. Și spune Sfântul Ioan în cartea Apocalipsei, capitolul 3, versetul 20, iată, eu stau la ușă și bat, spunea Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și am putea spune, gândindu-mi la acest verset, dar dacă nu deschide cineva, Domnul nu va intra și nu va cina cu el și nu va rămâne cu el.
Depinde de fiecare dintre noi. Dacă vrem, farisii aceștia n-au vrut să fie vindecați. Ei credeau în lege, îl așteptau pe Mesia, dar nu l-au cunoscut. Mai mult decât atât, l-au pus pe o cruce, l-au răstignit, pentru că au rămas în împietrirea lor, așa cum o vedeam mai încolo. Însă aș vrea să mergem puțin mai departe la primul tablou. Pentru că aici aș vrea să înțelegem un lucru. Domnul ne vindecă, e gata și poate să facă orice minune în viața noastră. Dar trebuie să avem și noi credință, să răspundem bunătății lui Dumnezeu cu credința noastră și să ne facem și noi partea noastră. Pentru că aici spune, a scuipat jos, a făcut tină din scuipat, a uns cu tină ochii orbului. Am putea să ne gândim aici cum omul a fost frământat de Dumnezeu ca un rud moale, ca o plastelină. Dumnezeu l-a frământat pe om, i-a făcut chipul, ne-a făcut chipul acesta care îl avem fiecare cu mădularele din el și apoi a suflat în noi duc de viață și a devenit ființă vie. Vedem cum aici creatorul trupului scuipă, face din tină pământ și îl pune pe ochi. Un lucru parcă anormal. Cum să pui tine în ochi să aștepți să vadă cineva? Dacă ne-ar băga cineva noroi în ochi, ne-am pierde vederea. Însă la Dumnezeu lucrurile sunt altfel decât la noi. Și spune, mergi de te spală în scăldătoare. Scăldătoarea Siloamului și s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Iată răspunsul acestui om. Extraordinar este și răspunsul meu. Ați văzut, toți așteptau după ce Domnul Iisus spune eu sunt lumină a lumii, toți așteptau să acționeze cumva spectaculos. Și cum ați citit, atât de simplu și poate, noi am spune, poate chiar jignitor să facă acea tină, să pună pe ochii unui orb. Așteptau oamenii să se producă minunea instantaneu. Așteptau să spună un cuvânt extraordinar și să se producă minunea. Sau așteptau alții să-i vadă neputința, ca apoi să comenteze, să ați văzut că n-a putut să facă? Așteptau. Oamenii în mulțimea acolo, care era acolo, toți așteptau spectacolul. Că noi așa așteptăm spectacol. Noi avem în noi lucrul acesta, dorința asta de extraordinar, de minune, de extraordinar. Și Domnul nu face lucrul acesta. Face un lucru atât de banal, atât de simplu, extraordinar. Face, cum a spus, frământătura aceea și îi pune pe ochi și îl trimite. Și spune, du-te! Nu cunoaștem, nu știm distanța care era exactă. Probabil că unii l-au urmat. Dar spune că s-a dus și a venit, s-a spălat, a ascultat. Pentru că orbul, cum am spus, fiind dependent de cineva, el a învățat să se încreadă în om. El se încredea. Dacă îi spunea cineva, vezi că în față e obstacol, el trebuia să se oprească, vrei, nu vrei. Pentru că el așa știa. Și s-a încrezut în cuvintele Domnului și s-a dus și s-a spălat. Și a venit, spune cuvântul, atât de simplu. S-a dus, s-a spălat și a venit văzând. Și nu mai găsește pe Domnul. Domnul dispare din tablou. Atât de discret. Se retrage din tablou Domnul. Și se întoarce omul văzând și săltând. Îmi imaginez doar ce a putut să fie în sufletul omului acestuia când s-a întors de la scăldătoare văzând. Când a văzut prima dată primul copac, prima floare, prima piatră de care s-a împiedicat de atâtea ori. Cum a exclamat el și cum a spus? Domnul se retrage, n-așteaptă nici mulțumire, nici laudă, nimic. Se retrage discret și îl lasă pe mărturisitor. El era mărturia de acum. Înainte de a închide tabloul acesta, să spunem, sau să trecem la tabloul 2, aș vrea să mai citim câte două versete. Îl întreabă cei care l-au văzut venind văzând. Cum ți s-au deschis ochii? Și răspunsul omului acestuia care a fost orb și a fost vindecat spune așa. Omul care se numește Iisus a făcut tină, a uns ochii mei și mi-a zis mergi la scăldătoare și te spală. Și m-am dus, m-am spălat și am văzut. Și aș vrea să trecem la partea duhovnicească și înainte de a trece la partea a doua, la
capitolul al doilea sau la tabloul al doilea. Spune aici scăldoarea Siloamului care se tâlcuiește trimis. Și aș vrea să vorbim puțin de Marele Trimis sau de Marea Scăldătoare, cea care e la dispoziția noastră să ne dea vederea sufletească de data aceasta. Și răspunsul e la fel. Cum ți s-au deschis ochii sufletești? Răspunsul e la fel, dragii mei. Pentru fiecare dintre noi, omul acela care se numește Iisus și care e Fiul lui Dumnezeu, acela ne poate vindeca de orbirea sufletească. Condiția este să mergem, să ascultăm de El, să mergem, să ne spălăm și apoi vom vedea. Iată ce răspuns frumos avem în această Evanghelie. Marele Trimis, pe care, iată, fariseii nu l-au cunoscut. Au spus, nu-i acela fiul tâmplarului din Nazaret, nu știm noi pe tatălui și pe mama sa, nu știm neamurile lui, nu știm noi cine este el. Cum poate să spună că este Dumnezeu sau că e Fiul lui Dumnezeu? S-au potignit sau s-au împietrit și au rămas în orbire așa cum s-a încheiat acest capitol. Marele Trimis, Mântuitorul Lumii. Da, spune în versetul 4, Cel ce m-a trimis pe mine. Adică, într-adevăr, mărturisește Domnul că El este Marele Trimis. Și iată că și Domnul trimite mai departe la râul care se numește Trimis. Este un joc de cuvinte frumos, dar iată că Domnul trimite mai departe. Așa cum am spus de la început, fiecare minune din Evanghelia după Ioan este și un semn, are o semnificație aparte. Dar vom vorbi despre lucrul acesta după ce vom lua o scurtă pauză de publicitate. Vom reveni și vom spune multe lucruri frumoase din această extraordinară Evanghelie care avem astăzi în față. Risc este mai mult decât o emisiune, este un joc. Un joc pe care îl trăim fără a ne da seama și a cărui reguli încă nu le cunoaștem. În fiecare sâmbătă seara, în direct la Alba TV, viața prinde culoare. Vă invit în fiecare zi la o întâlnire cu o carte, un autor, un titlu. Veniți cu noi în această minunată poveste a cărților și vă veți simți mai buni, mai frumoși, mai plini de speranță, mai generoși și cu siguranță mai înțelepți. Urmăriți emisiunea în fiecare zi pentru că fiecare are o carte pusă deoparte. Dragii noștri, iată, am revenit în direct și mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta binecuvântată de El. Și rugăm pe El să ne deschidă ochii minții noastre ca să înțelegem cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Aș vrea să încep partea a doua cu o rugăciune a bisericii care se citește, o citește preotul înainte de a ieși cu Sfânta Evanghelie, să citească textul Evangheliei care spune așa: strălucește în inimile noastre, Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale. Și deschide și ochii gândului nostru ca să înțelegem evanghelicele tale propovăduiri. Ca să înțelegem poruncile tale, spune rugăciunea mai departe. Și așa rugăm și noi pe Dumnezeu: Doamne, strălucește în inimile noastre lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale și deschide și ochii gândului nostru. Să înțelegem evanghelicile tale propovăduiri.
Spunea Sfântul Evanghelist Ioan în capitolul 1 că legea s-a dat prin Moise, dar harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. Iată, am vorbit în prima parte, în primul tablou, despre vindecarea trupească și despre felul cum i-a dus Domnul Iisus Hristos vederea acestui om ori din naștere, cum i-a uns ochii cu tină și cu scuipat și l-a trimis la scăldătoare să se spele, să-și facă și el partea lui. Și cum omul acesta a ascultat de Domnul Iisus Hristos și a primit ca o binecuvântare și un dar din partea Domnului Iisus vindecarea trupească. Și a spus că în aceleași condiții de vindecare și noi de orbirea sufletească, dacă ascultăm de Domnul, dacă facem și noi partea noastră și dacă mergem și noi să ne scăldăm în această scăldătoare a Golgotei, în jertfa Domnului Iisus Hristos, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, spune tot Sfântul Evanghelist Ioan în cea de-a întâia epistolă, în capitolul 2, versetul 1 spune: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte de orice păcat. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Iată, dragii mei, scăldătoarea unde trebuie să ne ducem fiecare, să ne spălăm ochii noștri ca să putem să vedem cu ochii minții noastre, să vedem lumina cea curată a lui Dumnezeu. Și aș vrea să trecem la cel de-al doilea tablou și împreună cu invitatul nostru, căruia spunem din nou bun venit și mulțumim că este cu noi în seara aceasta, vrem să comentăm, să tâlcuim acest al doilea tablou și al treilea și să învățăm noi lucruri frumoase din acest capitol 9 din Evanghelia după Ioan. Omul dintotdeauna a căutat contactul și a căutat să-L cunoască pe Dumnezeu. După cădere, vorbim, pentru că, după cum știm din cuvântul Dumnezeu, Adam și cu Eva trăiau în comuniune cu Dumnezeu, dar după cădere omul s-a îndepărtat de Dumnezeu. Dar a rămas în el această căutare a lui Dumnezeu. Și în căutările lui a luat-o pe niște căi atât de departe de Dumnezeu. Și după cum se știe, a început omul să adore și să se închine unor realități naturale. Spuneau: soare, cât de mare ești tu, tu ești Dumnezeul meu, ție mă închin. Alții spuneau lunii, alții altor realități naturale. Unii și-au cioplit tot felul de chipuri, și-au făcut idolași frumoși, îi puneau un dulăpior, îi scoteau, se închinau, le aduceau ofrande, îi punea din nou în dulăpior, tu ești Dumnezeul meu, stai acolo în dulăpior sau în traistă sau în buzunar, și el era Dumnezeul lui. Alții au alergat la magie, la vrăjitorie. Alții spuneau că divinul se impune, nu se negociază cu Dumnezeu. Însă iudeii, fiind un popor al revelației, un popor căruia Dumnezeu le-a vorbit în multe feluri și în multe rânduri, după cum știm din cuvântul lui Dumnezeu, ei aveau o revelație despre Dumnezeu. Dar când a venit însuși Dumnezeu în lume, Domnul Iisus Hristos, i-a găsit într-un așa dens întuneric. Vedem că nu-L recunosc. Ei țineau cu dinții de învățături. Ei spuneau, a spus așa în Evanghelia aceasta: Dumnezeu a vorbit lui Moise, tu cine ești? Dar Dumnezeu a vorbit prin proroci că Mesia, trimisul lui Dumnezeu, cum am vorbit, El va da lumină orbilor. Și acum era de față, era prezent acolo și nu-L recunoșteau. Întunericul acesta care orbește, dacă am întreba 10 persoane, cum îl văd ei pe Dumnezeu? Sau ce înțeleg cu inima, cu mintea, cu sufletul, cum înțeleg ei pe Dumnezeu? Cum înțeleg din Iisus Hristos? Din cât au citit? Din cât cunosc pe Iisus Hristos? Din cât cunosc
Sfânta Scriptură, din cât cunosc de la biserică, de la vecini, de la prieteni. Mulți vor spune sau vom avea, vom fi surprinși de răspunsuri pe care le vom primi. Acum, întorcându-ne la acest de al doilea tablou, da. Una dintre problemele care apar aici în tabloul acesta este legată de porunca patra. Și una din marile acuze pentru care căutau iudeii să-L omoare pe Domnul și până la urmă și-o omorât a fost că nu ține sabatul. Și acolo în porunca patra spune, adu-ți aminte de ziua de odihnă să o sfințești pe ea, să nu faci nicio lucrare nici tu, nici robul tău, nici boul tău, nici măgarul tău, nici trăinul care este în casa ta, nimeni să nu facă nicio lucrare în ziua a șaptea, în ziua de odihnă, adică în ziua sâmbetei, cum spune aici. Și marea problemă pentru care l-au anchetat, să spunem așa, fariseii pe acest om, de fapt spune aici versetul de tranzit între tablou 1 și 2, l-au adus la farisei pe ceea ce fusese oarecând orb. Și de aici începe tablou al doilea, încep să-l ancheteze. Cum spune și zice versetul 14, și era sâmbătă în ziua în care Iisus a făcut tină și a deschis ochii. Deci pentru ei, așa cum întâmpinăm și în alte împrejurări, când este vindecată acea femeie ținută de satana gârbovă, ani de zile, 8 ani de zile, dacă mi-aduc bine aminte, a ținut-o satana gârbovă pe acea femeie și pentru că a vindecat-o, l-au acuzat pe Domnul. Că de ce a vindecat-o în ziua de sâmbătă? Vedeți? Deci legea a fost dată sau a venit prin Moise, de Dumnezeu. Dar prin Iisus Hristos vine harul și adevărul. Adică sâmbăta nu este pentru noi, pentru oameni, nu pentru Domnul, cel care a făcut sâmbăta. Domnul era deasupra sâmbetei și asta nu înțelegeau fariseii. Și iată că încep să-l ancheteze și spune cum ți s-au deschis ochii, ce s-a întâmplat, cum... Domnul le răspunde și le spune, cine nu-și dezleagă boul sau măgarul sau vita în ziua sâmbetei? Dacă Satan, ați vorbit de femeia gârbovă, ținea legată pe acea femeie, nu era îndrept să fie dezlegată în ziua sâmbetei? Iată că Dumnezeu este și Domnul Iisus Hristos este Domn și al sabatului. Când orbul a spus, omul care se numește Iisus Hristos a făcut vindecare, a făcut tină și a uns ochii și l-a trimis. Omul, atunci îi spun, nu ține sâmbăta. Și apoi vedeți cum crește credința acestui om, acestui fost orb. Așa pleacă, îl numește întâi omul. Omul Iisus Hristos. Și apoi, după ce dă acest răspuns celor, el spune, e un proroc. Deja nu mai este un simplu om. E credința lui, parcă în discuție, discutând cu el, să se convinge tot mai mult și ia această încredințare că este mai mult decât un om. Și apoi spune, e proroc. Omul acesta e proroc. Mai jos spune tot acest orb, fost orb, de n-ar fi acesta de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Iată, nu doar un simplu proroc, ci e venit de la Dumnezeu. Iată cum începe să ne deschidă și nouă ochii. Pleacă de la omul istoric. Și apoi plecăm de la omul cu descoperiri, dar vedem că de fapt este venit de la Dumnezeu. Și când îl întâlnește pe Domnul mai jos și Domnul întreabă, crezi tu în Fiul Dumnezeu? Și spune, cred, Doamne, și s-a închinat, recunoaște ca Dumnezeu. Iată credința cum merge. Așa de clar se vede aici contrastul sau diferența între lege și har. Legea, oricât de bună ar fi, dată de Dumnezeu, aducea doar cunoștința păcatului. Când a venit harul, a adus vindecarea, a adus vederea. Legea, oricât de bună a fost, nu a putut să-l vindece pe acest orb. Nici de orbirea trupească și nici de cea sufletească.
și legea era doar o metodă de educare și de îndreptare a omului, dar nu a adus mântuirea. Mântuirea a venit prin Domnul Iisus Hristos și prin El a venit și vindecarea și salvarea acestui om. Noi știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, spuneau farisei acestui om, și pe acesta nu știm. Și omul acesta, orb, vedeți, ne vine să ne spunem orb, dar el era vindecat deja. Spune, aici e mirarea, că voi nu știți de unde este și el mi-a deschis mie ochii. Vedeți? Asta e marea bucurie și marele dar al lui Dumnezeu pentru noi. Vederea sufletească. Vederea aceasta duhovnicească, de care avem cu toții nevoie. Sigur că avem nevoie și de vindecarea trupească de multe ori, că e grea și boala, e grea și suferința, dar e trecătoare. Însă, mult mai grea decât atât e orbirea aceasta sufletească, pentru că această orbire sufletească ne poate despărți pentru totdeauna de Dumnezeu. Însă, vestea bună în seara aceasta este că Domnul Iisus Hristos este lumina lumii și El este gata să ne dea din lumina sa tuturora. Este gata să ne împarte la toți, fără bani și fără plată. Trebuie doar să primim lumina aceasta, să ne facem și noi partea noastră. Și aș vrea să trecem și la celălalt tablou, pentru că timpul trece așa repede și aș deschide acest tablou cu un cuvânt care spune Domnul Iisus Hristos într-o împrejurare, tot în Ioan capitolul 8, un puțin mai în față, capitolul 8, versetul 12, spune: Eu sunt lumina lumii și cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și aș vrea să ne opim puțin și la partea practică. Cum este omul care are în el lumina lui Hristos? Cum trebuie să arate sau cum trebuie să se prezinte în public un om care îl are pe Domnul Iisus Hristos în viața lui? Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Omul acesta l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos. A fost gata să-L urmeze. Stând pe text, l-au ajutat, vreau să spun și lucrul acesta, l-au ajutat chiar fariseii să fie cu Domnul. Replica, de fapt, a celor fără de replică a fost aceasta. Afară. L-au dat afară. Spune cuvântul că l-au dat afară din sinagogă. Dar afară din sinagogă l-a întâlnit Domnul. Iată că el, care a devenit un mare mărturisitor și a stat în față și a vorbit de la egal la egal cu specialiștii legii, nu s-a temut. N-a dat înapoi. Și-a susținut poziția până la capăt. Părinții lui au fost șovăielnici și au dat înapoi. Dar el a stat până la capăt în fața lor. L-au dat afară. Dar afară era Domnul. Și acolo afară s-a petrecut acea întâlnire extraordinară. Îl vede pentru prima oară. Nu știm noi, de fapt, dacă nu a înțeles ceva înainte, dar iată că se întâlnește acolo cu Domnul și Domnul îl provoacă și îl întreabă: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Cât de adâncă și cât de directă este aceea? Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Un om care n-a văzut, n-a auzit doar, un om care s-a bazat doar pe simțuri, pe lumea interioară, primește aceasta: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Câte declarații am făcut noi că suntem credincioși lui Dumnezeu și că credem în Dumnezeu, dar faptele noastre atât de contrare sunt. El, omul acesta, spune: cine-i, Doamne? Nu știu cine-i, dar vreau să cred. Și apoi Domnul Iisus îi zice: l-ai și văzut și cel ce vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne, și s-a închinat. Iată cum se pleacă, iată cum apare un om vindecat de orbire sufletească. Îl recunoaște. Să recunoști e ceva natural și instinctual de multe ori. Un animal recunoaște mâna care îl hrănește.
mâna care îl vindecă, care îl susține și care îl conduce totdeauna la pășunile cele mai bune. Un animal instinctual. Dar omul uită pe Dumnezeu, îl neagă, merge atâta în întunericul acesta încât neagă pe Dumnezeu. O primă condiție este să-L recunoști, să-L asculți, să urmezi ceea ce cere. El s-a descoperit și noi nu mai putem să întoarcem lucrurile. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lume. Nu mai putem să dăm înapoi, să mergem înaintea vremii acesteia. Datoria noastră este să recunoaștem, să-L ascultăm, să stăm în lumina Lui. De trei lucruri spunea Părintele Visarion, că noi trebuie să ne ferim lumina sau ochii. Și lucruri atât de simple. Ochiul trebuie ferit de fum. Ochiul trebuie ferit de foc. Ochiul trebuie ferit de praf, că altfel se îmbolnăvește sau ajunge să se distrugă. Și dacă facem așa o paralelă și ne uităm și să dăm o interpretare, vedeți, tinerii noștri ajung și să treacă prin școli, fac câte o facultate sau poate nu fac. Sau ajung pe la oraș și se emancipează puțin și își dau fumuri. Ajunge fumurile la ochii lor. Uită de unde au plecat, uită cine sunt, uită cine i-a crescut și i-a îngrijit și se duc. Dau cu piciorul în tot ce a fost. Nu poți să-ți uiți, să-ți negi rădăcinile. Nu poți. Astea sunt fumuri și orbesc. Orbire. Am întâlnit mulți care mi-au spus ce orb am fost. Ce orb am fost când am văzut. Și abia după ce n-am mai avut părinții lângă el, a spus, cum n-am putut să îi mai văd din când în când și eu pe părinții mei să-i verific, să-i vizitez. Apoi focul patimilor orbește. Dacă ne gândim la patimile acestea, la necurății, la desfrânare, orbește și te face să te afunzi în întuneric. Hai la lumină. Chemarea e, fii lumină, să fie lumină în viața ta, în acțiunile tale. Și apoi, dacă vorbim și de praf, că am spus că și praful atât colb adunăm, atât praf strângem și noi spunem, sunt lucruri care ne sunt necesare. Pământ, praf și gunoaie, care le mănâncă moliile, le mănâncă rugina și nu ne sunt de niciun folos sufletesc. Domnul Iisus Hristos a adus această noțiune de fiu al Tatălui, de fiu al lui Dumnezeu. Aceasta a schimbat percepția despre veșnicie, viața veșnică, de a trece în veșnicie. La cine folosește nouă în prezența lui Dumnezeu în veșnicie atâtea gunoaie care le strângem în jurul nostru? Colb! Da. Din păcate, timpul trece așa de repede la emisiunea noastră și ne apropiem de încheierea emisiunii. Însă, înainte de a încheia această emisiune, mai avem câteva minute totuși, aș vrea să ne mai oprim la un verset și apoi să facem comentariile de final sau concluziile de final. Spune aici Domnul Iisus Hristos un verset, ultimul verset, un verset din care înțelegem că totuși Evanghelia de azi ne cheamă să fim orbi. Interesant. Vindecă Domnul un orb, dar ne spune, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Iată că Domnul e gata să ne vindece de orbirea aceasta sufletească, dar ne cheamă să fim și noi orbi. Orbi față de păcat. Să nu mai vedem păcatul în viața noastră. Și de fapt, în textul care l-am citat, versetele care le-am spus din capitolul 3, începând cu versetul 17, spune acolo, Domnul, nu o să le spui toate versetele, despre faptul că Domnul n-a venit în lumea aceasta să judece lumea, ci să mântuiască lumea, adică să o vindece de orbirea aceasta care a fost adusă în om
prin păcat, prin neascultare de Dumnezeu. Și zice, eu n-am venit în lume să judec lumea, ci ca lumea să fie mântuită. Și zice, judecata stă în faptul că lumina a venit toată în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul. Iată, dragii mei, depinde ce iubim, lumină sau întunericul. De ce? Spunea și invitatul nostru. Oamenii iubesc întunericul pentru că faptele rău sunt rele. Sau pentru că faptele noastre sunt rele. Și adică fapte rele înseamnă păcat. Și spune aici, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, noi vedem, de aceea păcatul nostru, vostru rămâne. Adică noi nu ne putem mândri, nu ne putem lăuda că noi suntem cineva, că noi le știm pe toate, că noi știm ce avem de făcut și nu avem pe Dumnezeu în viața noastră. Adevărata vedere, adevărata lumină este cea care o avem prin lumina Evangheliei Domnului Iisus Hristos, care luminează în viața noastră, care se descoperă în viața noastră, care se arată prin roadele luminii despre care am vorbit. Bunătate, dreptate și adevăr. Iată roadele luminii. Așadar, dragii mei, separarea de păcat, îndepărtarea de păcat și de întuneric ne va duce la lumina Evangheliei. Când suntem în lumina Evangheliei, când stăm lângă Domnul Iisus Hristos, atunci vom lumina și noi la rândul nostru și vom avea roade vrednice de Cel care ne luminează viața, de Cel care este gata să ne poarte de grijă și să ne aducă chiar și vindecarea trupească atunci când avem nevoie. Dacă noi ne deschidem inima, dacă noi trăim o viață așa cum vrea Dumnezeu. Și aș vrea, în încheierea emisiunii noastre, să puneți pe inima telespectatorilor noștri, așa cum i-am obișnuit, un cuvânt de suflet, un cuvânt frumos. Niciodată nu o să putem să schimbăm ceva la viața noastră dacă nu venim la lumină. O primă condiție pentru noi este să venim la lumina lui Hristos. La lumina cuvântului lui Hristos. Este o condiție pentru a ne vedea pe noi. E foarte greu să faci ceva dacă nu te cunoști pe tine. E important să ne cunoaștem pe noi, să ne cunoaștem, să nu uităm de valoarea sufletului nostru, de grija ce trebuie să o avem față de sufletul nostru, să nu uităm de veșnicia noastră și să nu uităm că suntem fii ai Tatălui. Fii ai lui Dumnezeu, niciodată această paternitate și filiație nu trebuie să fie știrbită de nimic, de niciun fel de orbire. Noi suntem fii ai lui Dumnezeu și destinul nostru este în veșnicie cu Dumnezeu. Pentru aceasta trebuie să venim la lumină, pentru aceasta trebuie să trăim ca lumini, ca să fim în lumina cea pururea viitoare cu Domnul. Să ne ajute Dumnezeu pe toți, să putem să trăim o viață de fii ai luminii. De fapt, așa cum am spus, Domnul ne cere lucrul acesta și ne cumva așteaptă de la noi să fim noi lumina lumii. Și spune aici Sfântul Evanghelist Ioan în capitolul 1, versetul 9. El era lumina cea adevărată care luminează pe orice om venind în lume. Adică Iisus Hristos e lumina lumii. Lumina cea adevărată. Sunt și lumini false. Spune unul dintre apostoli, într-una din epistole, că diavolul se face și el de multe ori în îngeri de lumină. Sunt și lumini false. Lumini care sunt doar pentru o vreme, care ne orbesc vederea cea bună, cea duhovicească, însă Domnul Iisus Hristos este adevărata lumină care luminează pe orice om care vine în lumea aceasta. Însă nu în mod automat sau mecanic, ci ne cere Dumnezeu și voința noastră. Ne cere și aportul nostru, ne cere și credința noastră. Să ascultăm de El, să mergem, să răspundem și noi acelei porunci a lui Dumnezeu. Du-te, spală-te și apoi vom vedea cu toții. În această duminică, duminica cunoscută a orbului vindecat, iată că vedem că Domnul Iisus Hristos este lumina lumii. El are puterea asupra trupului, El poate să ne dezlege și să ne învețe în orice nedumerire care am avea-o noi, în orice filozofie care am putea să o purtăm, în orice dispută pe lege sau pe alte impresii care le avem, alte idei care le avem în viața noastră, vine Domnul și ne clarifică, ne învață cu adevărul Evangheliei. Și apoi, El este Cel care ne poate da și
vederea cea sufletească. Ne poate vindeca ochii sufletești să vedem strălucind Evanghelia Domnului Iisus Hristos în viața noastră, în jurul nostru. Și trăind și urmând această lumină, cu siguranță, trebuie să credem din toată inima noastră, vom ajunge în veșnicie să stăm în lumina Domnului Iisus Hristos. Spune cartea Apocalipsei că acolo nu e nevoie nici de lumină, nici de soare, pentru că Domnul Iisus Hristos este lumina și soarele celor care vor ajunge acolo. Să ne ajute Dumnezeu pe toți să ajungem în împărăția Domnului Iisus Hristos, acolo unde nu va fi nici plâns, nici durere, nici boală, ci va fi o bucurie nesfârșită. Vă dorim har și pace, mulțumim invitatului nostru, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi, mulțumim și colegilor noștri care sunt, iată, la slujire și seara aceasta, ne slujesc pe noi și pe dumneavoastră și mulțumim Bunului Dumnezeu și Domnului Iisus Hristos că a trimis în lume lumina să împrăștie întunericul, să aducă lumina, să aducă mântuirea. Îl rugăm pe El să ne poarte de grijă și să ne ajute pe toți să rămânem credincioși și statornici. Doamne ajută!